Lucas, arată-mi cum știi să faci. Lucas, cum știi să faci? Lucas, ce ai învățat tu să faci nou? Da, pici de pe canapea, pici. Lucas? Așa. Dar știi că aici ești la limită. Da, Lucas, da, ești căzut din pat o să fii. Ce faci cu părul, mami? Mă tragi de păr? Da. Au, au, au. Au. Dau jos masca ca să vorbesc, pentru că dacă nu mi se aburesc ochelarii și am nevoie de ochelari pentru că e foarte mare soare afară. Avem în spate bebelașul care doarme, sărăcuțul de la dormit. E ziua 20 sau 21, nu mai știu exact, deci chiar am pierdut noțiunea timpului. Eu nu știu ce zi e. Am mers cu copilul la policlinică pentru că am avut vaccin astăzi și a zis pediatra că vaccinurile nu se amână și peste exact o lună avem de mers din nou. Nu contează cum o să fie lucrurile, noi trebuie să mergem la vaccin. Ce să vă povestesc? Bine, copilul a plâns foarte mult, s-a agitat foarte tare că i-a dat vaccinul în ambele piciorușe. Nu am prins să cumpăr nimic, deci pur și simplu după vaccin am pus motorina la mașină și atât, mergem acasă. Am observat că prostia omenească e mare, deci e foarte mare. Am văzut oameni în vârstă stând efectiv pe bancă la soare, pentru că de astăzi, până acum a nins, iar de astăzi este soare, nu e că e cald afară, pentru că e frig, sunt, nu știu, 11 grade, nu e mai mult. Dar oamenii în vârstă au ieșit să stea la soare, pentru că, na, se le dea soarele, deci chiar nu înțeleg. Am văzut într-o parte a orașului că s-a oprit o mașină de poliție și i-a ridicat pe oameni ca să-i trimită acasă, dar chiar în față la policlinică unde eram eu erau doi oameni în vârstă fără mască, unul lângă altul pe bancă, stăteau și vorbeau unul cu altul și nimeni nu a spus nimic. Chiar eu am așteptat afară până asistenta a pornit calculatorul și a băgat datele și mi-a pus etichetele cum că a primit vaccinul respectiv. Și chiar a trecut poliția pe acolo, bine, s-a uitat la mine, probabil s-a gândit că n-a aștept să intru la policlinică și am văzut pe mușulicii aia doi acolo și nu le-a spus nimic. Deci chiar nu le-a spus nimic. E incredibil, adică dacă oamenii nu respectă, dacă nu respectă chestia asta și stau și se întâlnesc unul cu altul și dau întâlnire, deci nu înțeleg care e ideea. O să stăm așa 3 luni de zile închiși. Și ce interesează pe oamenii ăștia în vârstă? Că doar lor le intră pensia în fiecare lună. Ei merge și cumpără de mâncare și chiar cred că asta e problema, că dacă le-ar zice, dacă mai ieșiți afară, nu primiți pensie, n-ar mai ieși afară, știi? Problema avem noi, ăștia care nu mai muncim, care trebuie să stăm acasă, care
cheltuim fără să ne intre niciun ban, asta e, cred că, nu știu, ei nu văd, spun că nu văd sau nu au cine să le spună chestiile astea. Bă, omule, tu stai în casă pentru că tu primești bani în fiecare lună și așa noi ăștia care dintr-o dată ni s-au închis robinetul la bani, să zic într-un fel, o să stăm cât mai puțin în casă, datorită vouă, dar acum datorită lor o să stăm mai mult în casă, deci chiar e posibil să stăm până la sfârșitul lunii aprilie. Și e trist, e trist pentru că oamenii în vârstă nu înțeleg și chiar am văzut o grămadă de femei pe stradă, poșta era plină, în față la magazinul ăsta de, să văd și eu copilul în spate, scumpul de el, în față la magazinul ăsta de ustensile, de, da, nu știu, chiar fierărie sau cum se numește, habar n-am, era plin de oameni care cumpărau un sac de ciment, deci chiar mi se pare o prostie. Omule, stai în casă, stai în casă, dar nu înțeleg. E, da, ies afară cu copilul în curte, sau ieșim din casă, trecem strada la grădină, sau ne plimbăm din afara satului, este așa un drum spre o fântână, și facem așa o tură și venim înapoi. Nu ne întâlnim cu nimeni, nu atingem nimic. Deci nu văd care e problema în ceea ce fac eu, dar să mergi să te întâlnești cu o altă persoană în vârstă, să povestești pe o bancă fără mască, deci e strigătorul la cer și poliția a trecut pe acolo și n-a făcut nimic. Deci mi-e groază, mi-e groază de comportamentul oamenilor, mi-e groază de cum se va întâmpla, ce se va întâmpla pe viitor, mi-e groază și serios, deci chiar persoanele care sunt cu mai mare risc, care sunt persoanele în vârstă, nu înțeleg. E trist și sper să scoatem la capăt. Sper. Noi vom merge acasă. M-am gândit să fac un chec sau să fac niște brioșe, dacă tot stăm în casă, să profit. Căprioare, acolo. Mai vedem și noi ceva frumos, nu știu dacă se observă. Wow, câte sunt! Ia uitați! Mai vedem și noi lucruri frumoase. Acolo mai e una. Bun, deci eram pe contrasens, m-am oprit chiar în mijlocul drumului ca să filmez căprioarele. Bine că am pus avarile. Și mi s-a oprit o mașină în față, era primarul de la un sat de lângă unde stăm noi. Și am început să râdă și zice, na, cum sunteți? Sunteți bine în sănătate? Zic, da, ok, suntem bine. Zic, a, eu sunt, zic, fata care are barul în satul de lângă. Da, zice, știu cine ești. Zice, nu știi că eu sunt primarul din satul. Zic, nu, habar n-am. Zic, chiar nu știu cine sunteți dumneavoastră. Zice, pe mine, rămas de la tine la bar. Zic, bun. Zic, bun. Zic, da, ce să zic, trebuia să mă scot cumva. Zic, bun, dar zic, cum n-ați venit să-mi spuneți că dumneavoastră sunteți primarul? Zic, eu de unde să știu? Și apoi am spus că filmam căprioarele și na, o râs de mine, efectiv, să zic. Da, o râs de mine. Și na, am povestit așa, în mijlocul drumului, oricum nu vine nimeni, deci a fost coincidență că n-a trecut el. De obicei nu vine nimeni pe drumurile astea, câte un tractor, dacă am atât. Eu m-am apucat să fac un cake. Nu băgați de seamă fasolea de acolo. Și să vedem cum o să iasă. Că nu m-am oprit să cumpăr nimic dulce. Chiar n-am vrut să mă opresc deloc, fiind cu copilul, și o să vă arăt la sfârșit ce mi-a ieșit.
Copilul meu e foarte cu minte și din ce mami face prăjitură, el se joacă. Da, mami, te joci cu jucăriile? Uite câte jucării ai! Wow, ce minge frumoasă ai! Bravo, mami! Bravo! Bravo, ești foarte cu minte după vaccin! Da, mami, ești cel mai cu minte după vaccin! Da, mami! Aici sunt checurile mele. Am venit până la urmă la bar să le fac pentru că acasă nu mergea. Fapt, merge cuptorul, dar trebuie să scot tot din priză pentru că e electric, nu-i pe gaz. Și atunci am venit la bar, cam așa arată, să faceți o idee. Checurile, bine că sunt una peste alta, o să ingeniez eu cumva și ceva ca să duc tăvile acasă, ca să nu mă ard, că ard tăvile. Și o să vă las rețeta în descriere, de fapt link-ul către rețeta Jamilei, pentru că de fapt e rețeta de la ea. Și poftă bună! Mă duc cu tăvile acasă, am inventat o chestie, am luat chestia asta de la cărucior, ca să nu mă ardă și o să trebuiască să mă feresc de pisici, ca să nu sară pe mine, pentru că mă cam urmăresc, adică na, nu-s proști, miroase bine, aici unul, trei de moment, dar o să se mai strângă ei. Mă duc să vedem cum au ieșit checurile astea. Sunt foarte curioasă. Bine, trebuie să le lăsăm să se răcească și apoi o să vedem. Dar oricum, trebuie să fie bune. Par foarte pufoase. Facem și noi chestii în carantină. Deci, am alt pisoi care mă păzește. Da, nu se vede, dar e pregătit să sară pe tavă. Ai ieșit să te plimbi? Da! Unde-i tete? Unde-i? Toto. Toto! Unde-i Toto? Aici-i Toto, Lucas! Lucas! Aici-i câinele! Uite ce frumos câine! Super! Miște în mijlocul nicăierului! Da, Lucas! Cam așa sunt peisajele din afara satului. Acolo-i satul. Bravo, bravo! Ești obosit? Ai obosit, Lucas? Da, ai obosit. Îți place? Îți place? Mănânci chec, mami? Mănânci chec? Mănâncă chec, mami, mănâncă. Ce ai în mână? Ce ai? Uite checul, mami, uite. Llega el lobo de Caperucita. ¡Ah!
Ce e cu atâta bucurie, măi? Măi, e 12 noaptea, măi! Ai grijă la guriță? E, o să dai cu gurița aici? Mă dor ochii de la lumina care e afară, chiar nu pot să mă nici în telefon. Am venit până la bar. Am ieșit unii pisici de bază, ca nu cumva să ne fure cineva. Am venit să fac niște cafele, să duc acasă, să avem și noi cafea de la bar făcută. Să vedem asta la altă ușă de la bar cum e, pentru că sunt două uși. Și mai venim așa la 2-3 zile să verificăm că totul este în regulă. Logic, că na. Iar pisicii vin după mine. Trebuie să împărtășesc cu voi următoarea veste. Tocmai au declarat ăștia stadul ăsta de alarmă până pe 26 aprilie. Deci din 14 martie până pe 26 aprilie. Incredibil. Nu știu care e ideea. Din păcate, Spania e pe primul loc în Europa la morți și la contaminați, la morți, cred că e pe primul loc în lume. E grav. Și e vânt afară. Nu știu dacă o să mă înțelegeți bine, pentru că e vânt. Ce bine miroase cafea asta. Și a ieșit o grămadă de albine. O grămadă, după cum vedeți. Eu sunt foarte lejer îmbrăcată. E cald. Și ne-a spus la televizor să nu ne bucurăm de căldură, pentru că în două zile vor veni iar ploile și frigul. Trist. Și ce să vă mai spun, am stat acasă, piticul are febră după vaccin, am să scot afară puțin să-i dea aer, dar a adormit și mai bine nu-l scot, că văd că e vânt puternic, nu știam. Mă gândeam că e doar soare, da. Asta este, să vedem ce să mai facem astăzi, că multe activități nu prea sunt de făcut. Am ieșit să ne plimbăm cu sticla, Lucas. Unde-i Țițu? Unde-i Țițu? Unde-i Țițu? Uite acolo-i Țițu. Da! Țițu! Țițu! A plecat Țițu, da. Țițu are puiuți și trebuie să meargă să le dea de mâncare. Ai văzut Lucas Țițu? Da.